it goes for everything. Then it's time to change. Then it's time to change. Jump at the tide, come along for the ride. Don't you see? When it's time to change, you've got to rearrange. Bună găsit, stimați telespectatori, la a doua ediție a emisiunii Trendy Show. În cadrul acestei emisiuni ne confruntăm cu o problemă pe care o au majoritatea domnișoarelor, dar și doamnelor, și anume ținta de sărbători, fie că este vorba de Crăciun, fie că este vorba de un party cu prieteni într-un club de fițe în noaptea dintre ani. Acum câteva zile asistam la o discuție ca între fete, bârfe, comentarii și tot acâmul. Mi-am câștigat admirația tuturor când a spus așa e, la afirmația, femeile se uită după femei. Da, fie că vrem să recunoaștem, fie că nu, uneori tot ce vedem sunt haine, haine și iar haine. Noi căutăm idei în materie de stil și vestimentație, admirând tot ce este frumos și nu vulgar. Pentru că știm că vedetele vă inspiră în materie de modă, am analizat stilul vestimentar al unor celebrități. Ce a ieșit, veți vedea din cele ce urmează. Iubită și urâtă, Lady Gaga nu trece niciodată neobservat. Stilul ei este excentric, original și aproape imposibil de imitat. Ea este o muză și o dovadă că moda și imaginația nu au limite. Penelope Cruz are un super simț al stilului și știe să își pună în valoare trăsăturile latine. Ea este apreciată de toți designerii și a fost desemnată de nenumărate ori regina stilului la Hollywood. Doamna Beckham, indiferent că se joacă cu copiii săi, face shopping sau merge la un eveniment monden, este elegantă și sexy, cu tocuri amețitoare, cu afiură mereu altfel și haine pe măsură. Fiecare apariție de ei este uimitoare. Dar să vedem și o vedetă care nu are simțul modei foarte bine dezvoltat și aceasta este Beyoncé. Beyoncé a ales o rochie cu 3 numere mai mici, deloc confortabilă și ca și cum ar fi fost de ajuns, imprimeul floral a propulsat-o pe voluptoasa cântăreață pe locul întâi în topul cel mai urâte ținte de anul acesta. Și vedetele noastre s-au pregătit de sărbători. Fie că au umblat prin marile centre comerciale, fie că au apelat la celebri creatori de modă, ele și-au găsit ținuta perfectă pentru sărbători. Am văzut ce se poartă la Hollywood, în țară, iar acum să vedem ce poartă călărășenii de sărbători. Noi am pregătit câteva ținute pentru fiecare domnișoară sau doamnă care își dorește să abordeze un stil unic și non-conformist special pentru voi din magazinele din Călăraș.
2010 este căciular rusian style. Aceasta îți poate da un aer de winter cool și dacă mai pui la socoteală și faptul că este super călduroasă, ai deja motive bine întemeiate să-ți achiziționezi o căciulă de blană. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim un an nou plin de împliniri și bucurii. Fiți trendy!